Hai noroc să fie într-un ceas bun. Să trăiești. Bă, a fost cel mai bun, dar tu ai fost extraordinar. Cum te zbâncolai tu pe acolo, pe jos, bă, și te învârteai, ce ai, că te arzi cu fierul roșu. Da, bă, de fapt, acum trebuie să recunosc că nevastă mea m-a inspirat, adică exact, bă, dar exact așa face și ea când o mai întreb eu din când în când, de ce nu seamănă copiii cu mine, fă? Uite, 2 milioane partea ta. 2 milioane, mă? Păi da, mă, că au fost 5 cu totul. 3 la mine, 2 la tine și Celentano cu țuica. Bă, dar ce te duce capul, bravo, mă. Bă, eu zic că dacă vindem 10 bucăți pe zi, e de ajuns, mă. Nu? Este perfect. Păi. Ia. Ia. Pericele! A venit, mă. Băi, Dracula, ce ai pățit, mă? Băi, este mizeria asta de Dracula, mă. Nu înțelege toată lumea, ea prezintă foarte multe riscuri, dar zice și foarte frumoasă, da, îmi place. Bă, cine te-a gheronit în halul ăsta, mă? Janina. De ce? Da, dracu, ce e pile, bă. Bă, ești prost? Bă, ești nebun. Deci eu am vrut să mă fac și pe ea vampir. Le-a început, a vrut, după aia n-am mai vrut, după aia când am văzut că se sucește așa, m-a prins într-o perioadă în care chiar aveau nevoie de sânge proaspăt. Zic, ia să-i fac așa. Am ținut-o cu forță. Am ținut-o, băi, până la urmă, gata, misiune îndeplinită. Ce misiune, mă? Am făcut-o și pe ea vampir. Eu vă zic vouă, serios. Aveți grijă. Dar cum, în satul ăsta, bântuie 2 vampiri, chiar ați dat de dracu, să vedeți voi teroare, că ați dai seama, dacă mă apuc cu Gealinina să sugem la 2 capete, ia un trotuar, eu pe altul, s-a terminat și becheria. Chiar de așa. Băi, auzi, ca prietenul meu pe trotuarul pe care merg eu, lasă Iliei, mă, că nu m-ar deranja deloc să mă terorizeze și pe mine puțin, Gealinuța. Da, și pe mine. Asta nu e nicio problemă. Problema mea este alta. Cariera mea care Nina a început la Hollywood s-a și terminat. Te explic că tu, mie, Ardile, cine mai ia pe mine în filme cu cinca treicele astea? Ha? Ce-ai făcut, mă, nenorocitule? Mi-ai furat marfa. Dar ce credeai, că nu aflu unde stai? Lăsați-l la mine, că rezolv eu. Bă, stai, mă, potolit, mă. Fericele, lasă-mă în pace, că e adevărat că m-a slăit aia de puteri, dar eu pot să fac chestia asta. Bă, stai drept cu minte, că nu ține cu asta. Lasă-mă în pace! Mori! Mori! Ce-ai făcut, mă? Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.